Bună! Sunt Adelina Pop, sunt psiholog și vom vorbi azi despre stigma asociată problemelor de sănătate mentală. Majoritatea persoanelor care au trăit cu o problemă de sănătate mentală știu ce înseamnă stigmatizarea. E acea atitudine negativă a celor din jur față de problemele de sănătate mentală. Această atitudine negativă poate varia de la ideea că persoanele cu probleme de sănătate mentală sunt periculoase, sunt nebune, până la ideea că persoanele cu sănătate mentală și-o fac cu mâna lor sau că pur și simplu sunt prea sensibile. Pe lângă această atitudine negativă a celor din jur, apare și acea stigmă internalizată, rușinea că ai o astfel de problemă, rușinea că te confrunți cu o problemă cu care ai senzația că ceilalți nu se confruntă. Pentru a înțelege problemele de sănătate mentală și a reduce stigmatizarea, e important să înțelegi ce înseamnă sănătatea mentală. Sănătatea mentală e o stare de bine, e o stare de echilibru emoțional, e o stare în care te simți bine tu cu tine, în care ai relații bune cu ceilalți, în care poți să-ți atingi obiectivele și să iei decizii. Prin urmare, orice gânduri, emoții care stau în calea acestei stări de bine pot să se transforme într-o problemă de sănătate mentală. Și e foarte ușor să dezvolți o problemă de sănătate mentală. Nu e ceva atipic, ceva de care suferă doar anumiți oameni nefericiți sau ciudați. Și asta se întâmplă tocmai pentru că creierul tău nu e setat să fie fericit. Creierul nostru nu e adaptat la lumea în care trăim acum. Prin urmare, e mult mai probabil, spre exemplu, să dezvolți o problemă de anxietate, pentru că anxietatea și vigilența au fost la un moment dat adaptativă. E adaptativ să fii atent la pericole, să anticipezi pericolele, să încerci să faci astfel încât să nu superi pe nimeni. La fel, gândește-te că majoritatea dintre noi nu am trăit într-un mediu perfect, nu am avut o copilărie perfectă, nu am avut poate cei mai inteligenți emoțional părinți. Iar asta ne-a făcut să ne adaptăm la un mediu nu tocmai sănătos. Aceste două componente, pe de o parte felul în care creierul tău e construit, pe de altă parte experiențele de viață pe care tu le trăiești, contribuie la dezvoltarea unor probleme de sănătate mentală. Nu suntem obișnuiți să ne gândim la asta, nu suntem obișnuiți să vorbim despre problemele de sănătate mentală pentru că ne identificăm foarte tare cu felul în care funcționează mintea, creierul nostru. Și avem senzația că dacă ceva nu funcționează bine la nivelul minții noastre, ceva e neregulă cu noi înșine, că suntem defecți într-un fel. Însă, așa cum îți spuneam, e aproape normal ca la un moment dat în viață să treci printr-o astfel de problemă. Gândește-te la doi oameni din viața ta și aș vrea să îți imaginezi că cel puțin unul din ei, la un moment dat în viață, va trece, dacă nu a trecut deja, printr-o problemă de sănătate mentală. Înțelegând că și tu și cei dragi ție sunteți vulnerabili la o astfel de problemă, înțelegând motivele pentru care aceste probleme apar, e mult mai ușor să reduci acea stigmă internalizată. Și acceptându-te pe tine, cu vulnerabilitatea ta, cu propriile probleme, cu propriul bagaj emoțional, e mult mai ușor să-i accepți și pe ceilalți și să nu-i judeci. Îți mulțumesc!